În ultima perioadă, tot mai mulți hunedoreni din zona 3 Centru, care au plătit integral taxa de salubrizare către primării, s-au arătat îngrijorați de faptul că ar putea pierde acești bani, în contextul în care, din luna mai, ar putea să se schimbe operatorul de salubritate în această zonă. Directorul executiv al ADI Deșeuri Hunedoara, Dan Stoian, a făcut câteva precizări în exclusivitate pentru 1TV cu privire la ce se va întâmpla în acest context și dacă se vor majora sau nu tarifele la gunoi în perioada următoare. Taxa plătită de hunedoreni pentru zona de centru, care este în discuție și a fost plătită pe un an de zile, banii au fost plătiți către primărie. Mecanismul de plată către operatorul de salubrizare este taxa. Taxa presupune că primăria achită către operator contravaloarea unei facturi care este echivalentul cantității ridicate, colectate, transferate la centrul de management. Factura este lunară. Dacă cetățenii au plătit pe un an de zile în avans taxa impusă de primărie, banii se regăsesc în conturile primăriei. Operatorul nu încasează bani de la populație. Operatorul încasează bani de la primărie. Primăria plătește o factură și își recuperează contravaloarea facturii prin taxa impusă la populație, agenți economici. În ceea ce îi privește pe hunedorenii din zona 3 Centru, care au achitat taxa integral pentru acest an, directorul ADI Deșeuri spune că primăria va ști ce face cu ei. Dacă vine un operator, există în continuare alternative de plată, atunci primăria va continua să pună taxa și să plătească factura. Dacă se schimbă sistemul de tarifare din plată în tarif plus taxă specială, atunci sigur că primăria va trebui să ia niște măsuri să returneze banii sau să plătească numele cetățenilor până la suma concurentă. Sunt lucruri care la acest moment nu au un obiect a fi discutat, pentru că sistemul este funcțional, este stabil, iar cine a plătit în conturile primăriei, nu în conturile operatorului. Referitor la posibile modificări ale tarifelor pentru zona 3 Centru, în care s-a început o nouă operare din luna octombrie anului trecut, directorul ADI Deșeuri spune că acestea nu sunt modificate, ele fiind fixe pe un an, ceea ce înseamnă că se păstrează cât este contractul de prestări servicii până la finalizarea licitației mari, când vom avea un operator pentru zonele 1, 2 și 3 unite, care va avea un prag de concesiune pe o perioadă mai mare de 8 până la 10 ani.